cu noi prin intermediul site-ului primăriei. Bună ziua! În curând trecem să facem și prezența. Doar o secundă să avem toate lucrurile din punct de vedere tehnic rezolvat. Bună seara, o probă de sonorizare, se aude? Da, domnul Marinea, să vă auzim. Mulțumesc, domnule Inocențiu. Vedeți că se vede că am făcut liceu de muzică, am ureche muzicală, chiar dacă nu vă văd, vă aud. Dumneavoastră sunt mai multe, stați liniștit. Gata, începem ședința cu prezența. Încă o dată, bună ziua tuturor. Bună ziua. Alexandru Aldea. Deși îl văd, vreau să spună și prezent. 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 Daniela Sima, Belu. Prezent. Adrian Botâlcă. Prezent. Elian Ciobanu. Prezent. O secundă, avem un delay și e mult prea tare, se poate mai încet. Da? Mulțumesc. Marian Cocoș. Prezent. Nina Costea. Prezent. Marian Dascălu. Marin Dascălu, scuze, am greșit eu mai. Marian Enăchescu. Daniel, Marian Enăchescu. Daniel, a reușit să intre? A reușit, da? Prezent. Prezent, mulțumesc. Cristi Grozav este chiar aici în sală cu noi. Prezent. Lucian Judele. Prezent. Pavel Junghină. Prezent. Daniel Lupu. Prezent. Eugen Matei. Prezent. Prezent. Domnul Ion Maxim. Maxim. Domnul Maxim, vă văd, cred că a zis și prezent, v-am citit pe buze, dar n-ați avut microfonul deschis. Marcel Mărineață. Este normal. Prezent. Cătălin Moldoveanu. Prezent. Costi Neagu. Prezent. Anda Negoiță. Prezentă. Lucian Nicu. L-am văzut? Da? Îmi cer scuze, la microfonul închis. Da. Prezent. Domnul Marius Niță. Prezent. Alex Oancea. Prezent. Adriana Păunică. Prezent. Elena Petrescu. Prezent. Alina Pop. Prezent. Alexandru Sava. Prezent. Mircea Sebeșan. Prezent. Cezar Stancu. Prezent.
Augustin Soci. Augustin. Soci, prezent. Nici nu văd și nici nu l-am auzit. E cineva dacă este domnul Soci în legătură cu noi? Mai devreme zicea că așteaptă în camera de așteptare, dar... Nu este. El, să vedem. Mai de final, Mihaela Văcaru, am văzut-o și video, da? Prezent. Este prezentă. Subsemnatul Inocențiu Voina, prezent. Andreea Weinerich, pe o văd. Prezent, sunt aici. Prezent. Deci, ia să încercăm cu domnul Augustin Soci, să vedem dacă... A intrat și el. Da? Domnul Soci, da. Facem prezența. Vă rog să ne răspundeți apelului. Augustin Soci, ne auziți? Domnule președinte, poate intra și pe parcurs, dumneavoastră anunțați. Poate intra și pe parcurs, da. Numai că vreau să vedem dacă... În prezent suntem 30 de consilieri, îl așteptăm și pe domnul Soci, dacă intră să fim anunțați ca să reanunțăm forumul de ședință. Trecem la ordinea de zi, proiectul ordinii de zi l-ați primit, avem și o propunere de retragere de pe ordinea de zi, am să o fac eu, se propune retragerea punctului 12 de pe ordinea de zi, este cel referitor la acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație de la Societatea Salubritate și Dezăpezire Sector 3, care solicita mandatarea pentru încheierea unui contract de achiziție cu o societate pentru, mă rog, o membrană a impermeabiliza un bazin. Și s-a solicitat retragerea de pe ordinea de zi, întrucât nu mai e timp până la sfârșitul anului, în cadrul acestui buget, să mai fac această lucrare. Supun votului ordinea de zi cu acest amendament făcut. Vă rog să votăm ordinea de zi. Nu votăm, domnule președinte, aprobarea retragerii? Păi nu se votează, pentru că dacă a retras, a retras. Inițiatorul și-a retras proiectul. Nu este o suplimentare, ci pur și simplu a hotărât inițiatorul să-și retragă de pe ordinea de zi proiectul. Nu îi putem impune să aibă un proiect dacă nu și-l dorește. Deci votăm ordinea de zi așa cum a fost anunțată, mai puțin punctul care a fost solicitat să fie retras. Pregătim votul, vă rog. Sigur, votăm, da? Votați, vă rog. Cu 26 de voturi pentru, 1 împotrivă și o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Adică proiectul de hotărâre, ordinea de zi. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, care este aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare anterioare, din 26 noiembrie. Dacă sunt obiecțiuni făcute în urma lecturării acestui proces verbal, dacă nu, vă rog să pregătim votul. ...27 de voturi pentru și 2 abțineri. Văd că este prezent, adică mi-apare aici în icon, domnul Augustin Soci și aș vrea să-mi confirme prezența la ședința noastră. Domnul Soci, ne auziți? Mă auziți? Se aude?
Acum vă aud. Deci sunteți... Da. Bună seara la toată lumea. Mă scuzați încă n-am reușit să cupesc și monitorul ăsta, camera, ca să mă văd. Nu-i problemă, sunteți prezent cu noi. Deci suntem, în, mă rog, prezenți la ședință 31 de consilieri. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Salubritate Sector 3 și aprobarea organigramei și a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare. Acest proiect de hotărâre a fost trimis spre avizare Comisiei de Buget, Comisiei numărul 1 și Comisiei numărul 5 de validare și, mă rog, învățământ, achiziții și așa mai departe. N-a fost la Comisia Buget. Avem aviz nefavorabil de la ambele. Aș vrea să spun că a fost, mă scuzați, Alina Pop. Vă rog. Știu că a fost doar la Comisia 5. Vă rog să mă corectați dacă greșesc. Nu a fost doar la Comisia 5, a fost și la Comisia de Buget, având în vedere că are un mare impact bugetar o astfel de organizare și o astfel de organigramă care presupune salarii pentru 1500 aproape de angajați, 1498, din câte mi-aduc aminte. Acest și proiect tratare... de hotărâre a fost doar la Comisia de Învățământ, următorul proiect cu stabilirea salariilor a fost la buget. Am înțeles, da, așa este aici, dar nu reieșea foarte clar din tabelul pe care l-am. Deci la Comisia are aviz nefavorabil, oricum de la Comisia de Învățământ, să-i spunem, deși nu prea are legătură. Dacă sunt propuneri, obiecțiuni asupra acestui proiect, dacă nu, să trecem la vot. Domnul Inocențiu, vă rog, da. Mare, să știe cumva dacă... Cine anume vorbește? A, domnul Nicolțean, vă rog. Nu știu dacă se ține ședința online. Am niște sesizări că nu se poate... Dacă se vede, adică. Dacă se vede. Da. Eu știu că n-am... De asta am întârziat puțin după ce v-am spus prima dată, după ce v-am salutat prima dată, pentru a verifica dacă se vede pe YouTube. Și înțeleg că este. Mai putem verifica o dată, domnul Cătălin? Da, uite, este, eu o văd acum. Ok. Înseamnă că e la mine problema. Da. Mulțumesc. Deci se vede, este chiar, are și un delay, de asta a rugat să mai devreme să dea mai încet, pentru că există o diferență de câteva, poate, nu știu, okay, dacă o secundă. Mulțumesc sau... frumos. Da, deci este, se transmite. Și da, va fi ridicat link-ul și pe site-ul primăriei ca să poată fi accesat de acolo. În legătură cu proiectul supus aprobării, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă rog. Augustin Săci sunt. Vă rog, domnule. Dacă îmi permiteți. Am studiat, cum să zic, această reorganizare. Din câte am înțeles, a fost propus de fostul director general, care acum s-a schimbat. Dânsul ne-a dat câteva explicații, dar aș fi vrut să fi venit actualul director general ca să vină cu viziunea lui, să vadă cum este organizat. Oricum, în unele puncte trebuie să avem niște discuții, pentru că noi avem o viziune puțin diferită. Adică eu i-aș propune viitorului director sau actualului director general să puncte să discutăm împreună și să încercăm să facem împreună o organigramă cât mai funcțională pentru ceea ce ne dorim. Vă mulțumesc! Înțeles. Bună seara! Cu mare drag putem veni să discutăm despre... Vă rog să vă prezentați, eu nu văd decât Direcția Generală de Salubritate Sector 3. Bună seara, Roxana Smada, sunt directorul general al direcției. Propunerea de reorganizare a fost discutată și cu vechiul director general, dar desigur cu mare drag putem veni să discutăm un nou proiect de reorganizare care a fost discutat și cu vechiul director propunerile general, pe care le avem. Desigur... Da, dar ar fi trebuit să vă asumați, adică nu spuneți că a fost propunerea vechiului director. Dacă e propunerea vechiului director și nu corespunde dorinței sau viziunii dumneavoastră,
O puteți schimba sau puteți spune, mi-o asum exact așa cum a fost elaborată și atunci nu mai aparține vechiului director, ci va aparține dumneavoastră. Atunci mi-o asum așa cum este elaborată și aparține mie. Este exact. O propunere discutată din timp pe care ne-am însușit-o și eu și vechiul okay. director. Nu este o propunere okay. Am înțeles. Nu, dar să nu, eu știu... Să nu existe pe viitor scuze de genul așa am preluat-o și am mers cu ea așa mai departe. Aveți puterea să o schimbați. Am înțeles. Deci este propunerea cu care veniți dumneavoastră ca director general în fața Consiliului. În regulă. Andreea Weinrich, dacă îmi permiteți să intervin. Vă rog. Eu aș avea o sugestie, dacă se poate, să fie următoarea organigramă trecută și prin Comisia de Salubritate, pentru că atât eu cât și colegii mei suntem foarte interesați de subiectul salubritate și am vrea să dezbatem pe larg această organigramă. Ea a fost trecută deocamdată doar la Comisia de Resurse Umane, la Comisia numărul 5. Da, da, din câte știu și aici poate cineva din aparatul de specialitate să-mi confirme, o nouă organigramă va fi posibilă, bănuiesc, peste vreo 6 luni, nu conform reglementărilor da. Legale. Așa este, da. Așa că prea curând nu o să mai discutăm. Bun. Mai sunt intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătim votul pentru punctul 2. Se poate vota. Cu 7 voturi pentru și 22 împotrivă și o abținere, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale administrație, utilizate în cadrul Direcției Generale de Salubritate Sector 3. Are aviz nefavorabil de la Comisia de Buget. Propuneri, obiecțiuni, amendamente asupra acestui proiect de hotărâre? Mihaela Băcaru, pot vorbi? Sigur că da, doamna consilier, vă rog, aveți cuvântul. Deci proiectul nu mai are obiect, pentru că el făcea referire la adaptarea grilei de salarizare aferente noi organigram. Noi l-am respins din alte motive, dar în acest moment chiar nu mai face sens. E adevărat, numai că nu suntem în cazul în care un proiect este legat în mod direct de altul, chiar dacă au legătură, am fi putut stabili, să spunem, prin absurd salariile și să facem ulterior să aprobăm o organigramă. Deci, ca atare, cred că proiectul de hotărâre trebuie supus aprobării. Da, da, trebuie supus aprobării. Da, da, asta da. Să zic. Sunt și cazuri în care un proiect face... Da, da, da. Da, sunt cazuri în care un proiect atrage anularea unui alt proiect care chiar nu-și mai are obiectul, dar acum sunt legate, dar ar fi sunt totuși legate, permite să intervin. Da. Salariile la acest proiect sunt stabilite pe grila de organigrama, pe statul de funcții de la proiectul numărul 2. Deci sunt legate. Este adevărat. Și sugerați că n-ar trebui să mai supunem la vot acest... Da, nu, se supune la vot. Se supune, da. Da, se supune. Dar tot cu mențiunea că... Prin absurd am fi putut să stabilim salarii, urmând ca într-o viitoare ședință să aprobăm organigrama și statul de funcții, chiar dacă ar fi presupus o altă... Mă rog, altă grijă. Dar următoarea organigramă, posibil da. Să nu mai fie un post de director sau de 15, nu știu, orice altceva. Da. E adevărat, da. Bun, deci supunem la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Dacă îmi permite să aș mai adăuga și eu ceva. Vă rog, să oprim un pic. Vă rog, domnul consilier, oprim un pic atunci. Am studiat acele salarii
Le-am desfăit pe toate și am ajuns la o concluzie interesantă, și anume că muncitorul calificat de la direcția administrativă are un salariu mai mare decât cel de la dezăpezire și curățenia de pe de aceeași categorie, iar la întreținere domeniul public are iar alt salariu. Și eu, din câte știu, într-o direcție sau, de fapt, toate aparțin aceleași direcții, cam muncitorul de aceeași categorie trebuie să aibă același salariu, indiferent de serviciu sau direcția sau birou în care lucrează. Este una din principiile salarizării în administrația publică și locală. Da. Probabil că s-a considerat că, cum era și înainte, industrie de categoria 1, 2 sau a 3, în care muncitorul de treapta 1, având, să zicem, lucrând în industria grea, avea salariul mai mare decât muncitorul de categoria 1 din industria ușoară. Bănuiesc că asta este și rațiunea pentru care diferențele între direcții sau chiar în cadrul aceleiași direcții generale sunt diferite. Dar oricum, e o chestiune pe care o putem dezbate și discuta pe îndelete când proiectul va veni din nou la comisie sub o altă formă. Probabil că nu o să vină cu același proiect de hotărâre care are deja aviz. Dacă totuși cineva dorește să intervină din aparatul de specialitate, să dea o explicație asupra problemei ridicate de domnul consilier Soci. Ați înțeles foarte bine, domnule Voina Inocențiu, și vom explica pe îndelete data viitoare când vom veni cu un nou proiect. Am înțeles. Bine. Să pregătim votul pentru punctul 3. Se poate vota? Doar 4 voturi pentru, 22 împotrivă și 2 abțineri. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor categorii de lucrări și devizul ofertă revizuit pentru obiectivul de investiții, modernizare și reabilitare Parc Pantelimon. Acest proiect de hotărâre a fost trimis spre avizare către Comisia de Buget, care a dat un aviz nefavorabil, și către Comisia de administrarea domeniului public, comisia numărul 4, care a dat de asemenea un aviz nefavorabil. Propuneri, obiecțiuni, amendamente asupra acestui proiect de hotărâre? Mihaela Văcaru, pot să intervin? Sigur, doamna consilieră, aveți cuvântul. Aș vrea să explic de ce am dat avizul negativ la buget. Vă rog. La acest proiect au fost modificări succesive prin acele dispoziții de șantier. Noi nu știm proiectul tehnic pentru care s-a dat autorizația de construire și cât de mult s-a schimbat el între timp. În acest moment, din ce am aflat noi, este realizat în proporție de 48%, deci suntem într-un fel de hazard bugetar să aprobăm în condițiile astea, mai ales că trebuie să știm și cum se va finanța pe viitor. Termenul de finalizare a fost și el depășit și dumneavoastră știți că a cerut auditul acela. Între timp l-am primit, dar nu știu dacă ne ajută foarte mult. Acestea sunt comentariile. Am înțeles. Altcineva dacă mai dorește să intervină? Bun, să pregătim votul pentru punctul 4 de pe ordinea de zi. Se poate vota? Avem 4 voturi pentru, 25 împotrivă, deci proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.
Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării contractelor cu valoare mai mare de 100.000 de euro plus TVA ale societății AS3, administrare străzi, sectorul 3. Acest proiect de hotărâre a primit două avize nefavorabile de la Comisia de Buget și la Comisia de Administrație a Domeniului Public și Juridic. Nu, administrație publică și juridic. Dacă sunt comentarii asupra acestui proiect de hotărâre, amendamente de făcut, propuneri, obiecțiuni. Dacă nu, vă rog să pregătim votul. Se poate vota. Cinci voturi pentru, 23 împotrivă. Avem un mesaj pe chat și mă împiedică să văd mai departe. A fost și o abținere, da? Deci proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Trecem la următorul punct. Propun totuși să vedem și ce ni s-a transmis de către domnul Marius Popa. E în legătură cu o adresă pe care noi am solicitat-o și anume o adresă prin care să se confirme ridicarea suspendării activității. Cred că toată lumea o are, dar poate citim pentru cei care nu au acces la platforma noastră. Deci Societatea de Salubritate și Dezăpezire vine astăzi cu mai multe proiecte pe ordinea de zi, dar în comisie am discutat despre situația în care activitatea a fost suspendată de către Garda de Mediu. Și dumneavoastră au spus că au rezolvat această chestiune și că urma ca Agenția de Protecție a Mediului București să ridice suspendarea în urma solicitării făcute către Garda Națională de Mediu. Ni se spune că în cursul zilei de mâine se va ridica suspendarea activității. Este doar o informare venită de la domnul Mihai Nisu, președintele Consiliului de Administrație, pe care nu vreau să o comentez, decât v-am făcut o cunoscută. Trecem mai departe atunci, la ordinea de zi, reluăm. Suntem la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al Societății Administrare Străzi Sector 3 în vederea încheierii unui contract cu Societatea Cedina Import-Export SRL. Acest proiect de hotărâre a primit două avize nefavorabile de la Comisia de Buget și de la Comisia Juridică. Dacă sunt propuneri, obiecțiuni, comentarii, amendamente de făcut. Mihaela Văcaru. Aveți cuvântul, doamna consilier. Noi am mai respins de două ori acest proiect. Aș vrea să mai spun motivele. Este o societate de comercială, vorbesc de Cedina, cu o cifră de afaceri redusă în comparație cu valoarea contractului pe care l-a câștigat. Ea l-a câștigat în calitate de singur ofertant și pentru noi nu este clară capacitatea de execuție a unui astfel de contract. Înțeles. Argumentele la această observație au fost aduse în comisie și nu a fost de natură să convingă comisia. S-a spus că ar fi fost singur ofertant pentru că firmele importante care operează în acest domeniu din piață n-au avut încredere în această societate, întrucât apare la Registrul Comerț sau, mă rog, pe site-urile care certifică, să zicem, bonitatea firmelor, apare ca având probleme și de aceea
nu s-au înghesuit să facă oferte firmele importante. Un argument care, repet, nu a convins Comisia de Buget și nici pe cea juridică, drept care s-a acordat aviz nefavorabil. Dacă totuși cineva de la societate a dorit să mai spună ceva, dacă nu, pregătim votul. Să pregătim votul, putem vota? Se poate vota? Avem 5 voturi pentru, 25 împotrivă. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Numărul 7 este proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al Societății Administrare Active Sector 3 SRL. Acest proiect a primit de la Comisia de Buget un aviz nefavorabil. Dacă sunt comentarii, dacă sunt propuneri, obiecțiuni, amendamente de făcut. Mihaela Băcaru. Vă rog, doamna consilieră, aveți cuvântul. Conform raportului de specialitate care a însoțit acest proiect de hotărâre, prin lege se prevede că rectificările bugetare la astfel de societăți să se întâmple până la 31 octombrie, ceea ce pare de foarte mult bun simț. Noi suntem mult după această dată. Mai mult, la această societate se propune prin rectificare și rectificarea bugetului de investiții, o solicitare pe care noi am mai respins-o de două ori. Și față de acele respingeri nu au apărut argumente suplimentare. Am înțeles. Dacă mai sunt și alte intervenții? Dacă nu, vă rog să pregătim votul. Se poate vota. Cinci voturi pentru, 23 împotrivă, o abținere. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării anexei numărul 2 la hotărârea 96 din 13 aprilie 2020 referitoare la derularea unor contracte încheiate de Societatea Administrare Active Sector 3 SRL. Acest proiect de hotărâre a primit aviz favorabil atât de la Comisia de Buget, cât și de la Comisia Juridică. Dacă sunt propuneri, obiecțiuni? Sunt de făcut comentarii? Dacă nu, pregătim votul. Votați, vă rog, punctul 8. Voturi pentru, 8 împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Permiteți, domnul președinte, o întrebare scurtă. Vă rog, domnule consilier. Marineață. Am văzut că sunt trei, doamne, asta s-a anunțat la început, 31 de consilieri. Da, e cineva care nu votează. Păi, dar nici nu arată că nu a votat. E cineva care nu a votat. Au fost mereu câte 30 de voturi, 29 și 30 de voturi. Cineva nici nu se abține, nici nu votează deloc. Dar deci noi am să le găsește pe consilieri care nu votează.
S-a înțeles? Este un consilier care nu a votat, nu și-a exprimat nicio opțiune, nici da, nici nu, nici abținere. Este opțiunea lui să se abțină de la vot. Bun, deci trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind completarea anexei referitoare la derularea unor contracte încheiate de Societatea de Ordine și Protecție Sector 3. Sunt niște proiecte aprobate printr-o hotărâre anterioară, dar din ce ne explica președintele societății, s-a schimbat denumirea firmei și a trebuit refăcut contractul. Acest proiect de hotărâre a primit aviz nefavorabil atât de la Comisia de Buget, cât și de la Comisia Juridică. Dacă sunt propuneri, obiecțiuni, comentarii, amendamente de făcut, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Andreea Vainri sunt. Eu aș dori să mai rediscutăm un pic aceste contracte. Sunt trei contracte aici. Primul este referitor la niște saci de pungi din polietilenă. Probabil că sunt saci de gunoi necesari Direcției Generale de Salubritate Sector 3. Și aș vrea să înțeleg mai bine de ce se cumpără prin această societate care teoretic ar trebui să se ocupe de pază și protecție și nu se cumpără direct de Direcția Generală. Asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare, al doilea contract, al treilea înțelegem că sunt niște materiale electrice pentru parcarea din Decebal, dar la al doilea nu am reușit să înțeleg foarte bine pentru destinația materialelor care urmează a fi cumpărate. Dacă din partea societății este cineva care poate aduce lămuriri suplimentare față de ceea ce s-a spus ieri în ședință? Bună ziua, Alexandru Bunescu, mă numesc, sunt președintele Consiliului de Administrație al Societății OPS 3. După cum v-am spus și ieri în cadrul comisiei, primul contract se derulează prin noi pentru că la data atribuirii, înainte de data atribuirii, noi deja aveam contract cu firma aceasta. Foloseam sace pentru altceva. Conform acordului de prioritizare între întreprinderile publice și direcțiile din cadrul primăriei, prima dată sunt întrebate firmele dacă pot furniza. Noi, având deja contract încheiat cu această firmă, am spus că putem furniza cantitatea de saci necesară. Datorită acestui fapt, mi s-a atribuit contractul. Asta înțelegem, dar același contract nu putea fi refăcut în aceleași condiții direct cu beneficiarul final? De ce trebuie să mai treacă printr-o altă firmă? Bănuiesc că datele contractului puteau să rămână fixe aceleași. Prețuri favorabile, tot ce ați obținut, puteau să fie păstrate și pentru... Asta trebuia să o facă direct cu aia, dar dacă au obținut de la noi același preț, având deja contractul încheiat, s-a făcut o atribuire conform articolului 31. Să înțeleg că dumneavoastră le luați cu un preț și vindeți mai departe cu fix același preț? Cu fix la același preț. Poate nu știu unde este eficiența economică. Eficiența ne-a explicat-o domnul Bunescu. Vă rog să nu facem dialog, ci intermedierea lor la cuvânt să se facă prin mine și vă mulțumesc pentru asta. Domnul Bunescu ne-a explicat ieri că primește un discount de volum din partea firmei care livrează acești saci, nu din partea... Și atunci aș poate permite să îi dea la același preț, păstându-și comisionul de volum, se spune în vânzări. Problema ar fi totuși alta, Direcția de Salubritate, dacă ar fi făcut un contract direct, cu siguranță că ar fi supus legii achiziției publice și ar fi fost mai greu. Asta este explicația care ni s-a tot dat. Încercăm să ocolim această lege a achizițiilor publice, deși folosim bani publici, o chestiune pe care trebuie să o lămurim în acest mandat cât de repede. Dar faptul că, într-adevăr, societățile care au un anumit obiect principal de activitate desfășoară activități principale, că acum sunt probabil prin acest contract foarte important, e o sumă importantă a societății și practic devine revânzător de saci de plastic, deși obiectul este cu totul și cu totul altul. Andreea Vainri, sunt domnul președinte. Vă rog, aveți cuvântul. Puteți să reintervin.
Exact aceeași opinie o am și eu, constat că această societate care nu are contract, cele trei contracte nu sunt clar de pază și protecție care ar trebui să fie obiectul ei de activitate, ci de trei tipuri de materiale total diferite. Ce să înțeleg? Că din societatea asta cumpără ce găsește pe piață și revinde mai departe? Pentru că nu înțeleg care poate să fie logica de a vinde și saci, și materiale de construcții, și materiale electrice, o firmă care teoretic ar trebui să se ocupe de pază și protecție. Permiteți-mi să vă explic. Noi, pe lângă pază și protecție, am avut un, ca obiect secundar de activitate și am avut contracte cu mentenanța pe școli. Contractele de atunci sunt făcute și pentru materiale de construcții, și pentru saci, și pentru electric. Având mentenanța pe școli, trebuie să ne calificăm și să obținem toate acreditările pe partea de instalații electrice. De asta facem și instalații electrice acum, nemai având contractele de mentenanță sau de pază cu școli. Daniel Lupu. Daniel Lupu, aș vrea să... Aveți cuvântul, vă rog. Și atunci cine face mentenanța și paza la școli? Nu o întrebare, dacă nu mai faceți dumneavoastră. La întrebarea asta nu pot să vă răspund foarte exact. Noi am primit o notificare din partea școlilor cu începerea contractelor, având în spate o notificare din partea direcției de învățământ către școli. Undeva în jurul datei de 2 iunie, parcă. Contractele de mentenanță a expirat pe 30 aprilie și nu au mai fost prelungite de către școli. Cineva bune să face mentenanța acum în școli, nu? Nu pot să vă răspund la întrebarea asta. Nu cunosc răspuns. Este altcineva care ar putea să ne răspundă la această întrebare? Mi se închide calculatorul. Da. S-ar putea să pierdem legătura, că trebuie un cablu. Dacă se întrerupe, o să fie o mică pauză și revin. Până atunci, continuăm ședința. Da, întrebarea rămâne, mă scuzați, Alexandru Sava. De ce nu se face contractul, se reziliază contractul existent pentru volumul existent și pe același volum, cu aceleași condiții favorabile, se poate muta contractul direct pe direcția de salubritate? Bănuiesc că condițiile vor rămâne aceleași, fiind același volum de saci. Asta nu pot să promit eu sau să garantez acest lucru. Dar s-a încercat măcar? Achiziția nu poate fi făcută direct decât prin anumite proceduri. Cu atât mai mult și în sfârșit vom intra în legalitate, vom respecta toate criteriile de licitație publică, vom asigura prețul corect și transparența achiziției. Mă scuzați că intervin. Bună seara, Roxana Smadea sunt, de la Direcția Generală de Salubritate, sector. Mă rog, aveți cuvântul. Da. Am organizat o procedură de licitație publică în care a câștigat un ofertant, iar sacii care au venit pe acel contract încheiat nu erau conform. În primul rând erau foarte subțiri, se rupeau, livrările se făceau cu întârzieri foarte mari, ceea ce ne afecta activitatea în teren și de aceea acel contract a fost reziliat și am aplicat prioritizarea societăților primăriei sectorului 3. Deci a fost încheiat un astfel de contract în baza unei proceduri. Am înțeles, dar vă spun acum din experiența, nu că consilier din experiența de actor în mediul privat, că dacă vrem să obținem ceva anume, trebuie să avem foarte mare grijă la caietul de sarcini, dacă e cazul caiet de sarcini, sau dacă nu, la definirea exactă a mărfii pe care dorim să o achiziționăm. Inclusiv prezentarea la licitație a unor mostre conforme cu marfa care urmează a fi livrată. Și cu clauze foarte, cu penalități foarte dure în cazul în care marfa livrată nu corespunde mostrei prezentate. Aveți dreptate. Putem să... Și direcția, într-adevăr, a avut un caiet de sarcini foarte clar la prezentarea mostrelor. Au venit cu anumite produse, apoi imediat cum s-a încheiat contractul, au început să ne livreze total alte produse și cu întârziere. Și motiv pentru care am fost nevoiți să reziliem tocmai ca urmare a nerespectării cerințelor tehnice prevăzute atât în contract cât și în caietul de sarcini care era document al contractului respectiv. De aceea
s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Am înțeles. Dacă vreți, noi vă putem pune și toate documentele pe care le-am avut la dispoziție. Cei care au participat la procedură chiar au fost blocați în SICAP pentru faptul că nu ne-au oferit produse conforme. Am înțeles. Sigur că logic ar fi fost și poate că nu ar fi fost atât de multe întrebări din partea noastră dacă acei saci i-a achiziționat prin această procedură specială, mai ușoară, mai, mă rog, mai leșnicioasă, dar nu prin OPS 3, ci prin societatea de salubritate și de zăpezire. Era mai logic, mai în firea lucrurilor. Părea că nu este dat acest contract doar pentru a ține pe perfuzie o societate care nu mai are obiectul pentru care a fost de activitate, pentru care a fost înființat. Directorul General de Salubritate Sector 3 a dat o circulară în acest sens către toate societățile Consiliului Local. Da, Alexandru Sava, revin, dacă îmi permiteți. Aveam o întrebare totuși pentru cei de la pază și ordine. Ce profit se obținea de pe urma acestor saci? Știu, înțeleg că era dat la un preț bun, dar totuși exista în spate un profit, înțeleg. Cât la sută din cifra de afaceri sau din veniturile actuale ale firmei reprezintă acești... Discountul oferit firmei este un procent de 5% la un volum de 90.000 de lei pe lună. Deci undeva la 4.500 de lei pe lună. Dar credeți că acesta este un profit de a ține o firmă pe perfuzii? Eu nu mai am ce să spun în plus. Nu, eu vă întrebam ca să ne dăm seama și de dimensiunea... Deci volumul era undeva 90.000 de lei pe lună cu un discount de 5%. Andreea, dacă îmi permite să reintervin... Inițial eu am înțeles că se luau la un preț și se vindeau fix la același preț. Acum a constat că e o diferență de 5%. Nu. 5%. Stați să ne lămurim. Vreau să intervin eu. Deci 5% erau oferiți de firma care vindea sacii ca răsplată a... Era un discount de volum care se practică și către agențiile de publicitate și către alții. Am înțeles foarte bine tehnica discountului și eu cunosc foarte bine această tehnică. Problema era că întrebarea mea inițială a fost dacă s-au luat la un preț și s-au vândut fix la același preț și răspunsul a fost da. De fapt, răspunsul ar fi trebuit să fie nu, nu s-au luat la un preț și s-au vândut la același preț, s-au luat la un preț cu 5% mai mic pentru că am avut un discount de cantitate. Iar a doua întrebare referitor la această cantitate... Vreau să înțeleg dacă această societate furnizează și în altă parte saci sau întreaga cantitate pe care ea o obține, o vinde către Direcția de Salubritate Sector 3. Deci, ca să vă răspund la prima întrebare, se iau fix la același preț, se dau fix la același preț conform facturilor. Undeva este menționată pe factură că există un discount de 5%, dar prețul unitar este același. Referitor la cea de-a doua întrebare, societatea nu mai furnizează în altă parte și nu mai folosește, nemai având contractele de mentenanță. Sau mai folosește o cantitate foarte mică pentru administrarea sării Apollo. Dar nu, contractul ăsta este fix pentru Direcția de Salubritate. Așa, contractul în momentul acesta așa a rămas, doar pentru Direcția de Salubritate. La momentul încheierii nu era numai pentru Direcția de Salubritate, era și pentru consumul propriu. Am înțeles. Și celelalte contracte sunt tot la fel doar pentru anumite societăți sau cumpărați mult și vindeți? Nu, al doilea contract de fapt este o firmă care furnizează materiale de construcții cu care noi aveam contract datorită poziției care se află față de noi și datorită timpului și calculului economic că ar fi fost mai ieftin să cumpărăm de la ei decât de la Dedeman. Pe care aceste materiale noi le foloseam în mentenanța școlilor. Având contractul încheiat deja, când a venit circulara de la Direcția de... Am înțeles, să înțeleg că dumneavoastră de fapt le aveați pe stoc și acum reduceți aceste stocuri? O parte din ele aveam pe stoc, o parte le-am cumpărat ulterior obținerii contractului. Domnule președinte, am și o întrebare, vă rog. Și dacă se poate să-mi detaliați și ultimul contract în același, tot așa, le aveți pe stoc sau cum? O parte din materialele electrice le aveam pe stoc, noi ocupându-ne de mentenanță, neștiind că nu vom mai avea mentenanță. Între timp au apărut contractele de
de realizarea instalațiilor electrice pentru Decebal și pentru Creșa Trapezelui. Și pentru asta este nevoie de acel contract. Vă spun sincer, partea cu stocurile o înțeleg. V-a prins brezilierea cu niște stocuri, mi se pare normal să încercați să le valorificați pentru a obține măcar prețul cu care le-ați achiziționat. Dar ce este pentru, peste diferență, ca diferență peste ceea ce aveați pe stoc, deja nu prea mai are foarte mare logică pentru mine. Pentru că mie mi se pare că acele societăți ar putea să-și cumpere singur de la același furnizor în aceleași condiții, fiind vorba tot de aceleași cantități până la urmă. Sunt societăți tot ale primăriei, deci diferența este infimă între beneficiari, ca să zic așa. Deci nu văd de ce nu s-ar putea cumpăra în mod direct de acele societăți. Permiteți-mi să încerc să vă lămuresc. La contractul numărul 2 nu este vorba de o societate, este vorba de direcția primăriei. Și la contractul numărul 3, noi când am ofertat facerea instalației electrice la Decebal, am ofertat manoperă plus materiale. Deci să înțeleg că astea nu erau din ce stoc ați făcut dumneavoastră pentru mentenanța la școli și grădinițe? Foarte puțin la contractul numărul 3, că nu ne permiteam să avem stocuri atât de mari cât se folosește la Decebal. Gândiți-vă că la Decebal sunt undeva 120 de kilometri numai de un anumit tip de cameră. Aș avea și eu o întrebare, Constantin Neagu. Da, domnul consilier, vă rog. Când a fost primită circulara? În ce dată? Undeva în cursul anului 2019, nu mai știu exact. Contractele au fost primite două, au mai fost aprobat odată, numai că între timp s-au schimbat firmele, atâta tot. Pentru că eu, de exemplu, citesc aici că unele contracte au fost necesare pentru îndeplinirea contractului de furnizare din 4-8-2020. Da, atunci a fost atribuit contractul. Atunci a fost atribuit contractul și întrebarea pentru mine e următoarea, pentru dumneavoastră este următoarea. Dacă circularea a fost în anul 2019, ați avut materialele deja luate și acum ați suplimentat sau în momentul de față aveți contract pentru materialele deja achiziționate în 2019 când s-a stopat prin circularea respectivă? Nu, o parte din materialele avea pe stoc la momentul atribuirii contractului. Aia am fi putut să ofertăm. După ce am terminat ce aveam pe stoc, am mai suplimentat cantitățile. Andrei Vairich, din nou, mă scuzați că reintervin din nou, dar vreau să vă întreb. Ceruțem și eu, băie, dar mă rog. Mai am încă două întrebări și poate că mă lămuresc un pic. Haideți, puneți-le pe toate și să încercăm să nu mai facem dialog. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc frumos. Dacă se poate să avem și noi acces la contracte, asta ar fi fost prima întrebare. Și doi, dacă cumva se poate ca aceste trei contracte să facă obiectul a trei proiecte de hotărâre, că poate sunt mai ușor de analizat și poate că unele vor putea fi aprobate sau mă gândesc că poate v-ar ajuta și pe dumneavoastră dacă ați împărți aceste trei contracte pe care le-ați băgat pe un singur proiect de hotărâre pe trei proiecte. Mulțumesc frumos! Contractele au fost depuse în spatele proiectului de hotărâre, după cât știu eu. Asta pentru prima întrebare. Și pentru a doua întrebare, mi se pare că procedura specifică că trebuie să avem o anexă. Anexa 1 cu contractele peste 100.000. Acum nu știu dacă aș putea să le pun separat, să facem anexa 2 și 3 pe fiecare contract o anexă. Sau... Domnule președinte? Vă rog, aveți cuvântul domnul consilier Enchescu. Mulțumesc frumos și îmi cer scuze că tot vă deranjez. Colegul meu, Daniel Lupu, adresase o întrebare simplă și nu mai simplă să tot la telegiul. Cine face faza la școli acum cu mentenanța și la ce prețuri? Și dacă acele prețuri sunt mai mici decât cele oferite de OPS Sector 3? Mulțumesc. Da, cine să vă răspundă că domnul Bunescu nu știe cui a dat primărie sau poate știe, dar neinstituțional, așa că cineva din cadrul aparatului primăriei ar trebui să ne răspundă. Domnul Bunescu o semnează anonim, asta am înțeles, dar din aparatul primăriei. Da? Așa. De aceea avem aici pe toți cei care ne ascultă și ne răspund la întrebări, nu? Nu cum îi răspundeam domnul Popa, dacă vă faceți aminte, săracu, ziceam 30 de zile și au trecut vreo 3 ani și nu îi se răspundea, domnul Voina, dacă îmi permiteți. Mulțumesc. Da. Și mă opresc din întrebări. Deci este cineva în măsură să ne răspunde de la
direcția administrativă. Bănuiesc că dacă ei ar trebui, sau chiar învățământ, achiziții, cine ar trebui să știe pe cine punem să păzească școlile? Direcția administrativă, mă gândesc că ar trebui să aibă. E cineva? Am notat-o ca interpelare și la următoarea ședință, sau până la următoarea ședință, veți primi răspunsul. Am înțeles. Scris, că nu e nimeni momentan. Mulțumesc, dar rugămintea este ca să, în afară de redactarea procesului verbal, să vedeți la, în final, la toate ședințele, la propuneri, obiecții, nu, la final, la interpelări, întrebări sau petiții adresate de consilieri, să reluați, pentru că au mai fost întrebări puse și au trecut mai mult de 30 de zile și nu ni s-a, n-am primit răspunsuri. Deci să fim mai atenți cu aceste întrebări care se pun și la sfârșit, dar și în cadrul ședinței, să le extragem și să le trimitem către direcțiile care ar trebui să răspundă. Bun, da, absolut toate sunt trimise. Dar fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce face. Corect. Atunci ar fi bine și v-aș propune pentru pe viitor, în momentul în care de la direcția, de la, mă rog, un serviciu pentru relații cu Consiliul, când trimiteți solicitare de răspuns pentru Consiliul sau pentru un consilier, să trimiteți și către cel care a făcut această adresă, ca să știe că a plecat cel puțin solicitarea lui către o direcție, ca să poată să urmărească. Sigur. Să mergem mai departe. Am tot discutat despre punctul 9, ba nu, suntem încă la punctul 9, da, de pe ordinea de zi și nu s-a făcut niciun amendament, s-au tot pus întrebări pentru a ne clarifica asupra acestui proiect de hotărâre. Mai sunt intervenții de făcut? Dacă nu, propun să votăm acest proiect de hotărâre. Da? Pregătim votul pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind completarea anexei referitoare la derularea contractelor încheiate de OPS 3. Se poate vota. Sunt 6 voturi pentru, 21 împotrivă, 2 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost respins. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, numărul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație de la Societatea Salubritate și Dezăpezire Sector 3 pentru încheierea unui contract de achiziție cu o societate care urmează să livreze un pod rulant pentru stația de sortare, care să înlocuiască o volă care, mă rog, în nota de fundamentare se spune că e mare consumatoare și de carburant, dar și de alte piese consumabile. Acest proiect de hotărâre a primit 2 avize nefavorabile de la Comisia de Buget și de la Comisia Juridică și din prisma faptului că exista și există încă, să sperăm că doar până mâine, acea suspendare a achiziției. Deși utilitatea acestui pod rulant a fost înțeleasă de către toți consilierii care au participat la dezbatere în cadrul comisiilor. Dacă sunt alte intervenții asupra acestui punct pe ordinea de zi? Votul este pregătit. Andreea, da. Mă scuzați, domnule președinte, Andreea Weinrich. Aveți cuvântul, vă rog. Era doar o simplă sugestie, având în vedere că exact cum ați subliniat și dumneavoastră, noi am înțeles utilitatea acestui utilaj și din punctul ăsta de vedere nu cred că a fost o problemă, ci problema este strict de acel aviz, dacă s-ar putea repune pe ordinea de zi la următoarea ședință, când avizul este și în vigoare. Am înțeles. Mai sunt și alte opinii, intervenții? Augustin Secioș, vreau să spun două cuvinte. Vă rog, aveți cuvântul, domnule consilier.
Din câte am înțeles, acolo au fost în zona aceea nenumărate reclamații din partea locuitorilor din zonă, din cauza poluării olfactive în mod principal. Și mă întreb eu, nu ar fi bine sau cât ar fi de bine să dezvoltăm acea zonă pentru sortarea deșeurilor care cred că în continuare o să polueze olfactiv în prevederea viitoare că toată zona să se construiască din ce în ce mai mult, o să se construiască în continuare case acolo și problemele o să crească. Întrebarea mea ar fi, n-ar fi mai bine să ne gândim la o mutare a acestei stații de sortare și după aceea să o dotăm cu utilajele necesare? Este doar o întrebare, vă mulțumesc. Da, este o întrebare bună care nu face însă obiectul prezentei hotărâri. Într-o discuție cu colega Mihaela Văcaru, anterioară ședinței noastre, mă rog, apreciam și noi că utilajele achiziționate care pot fi relocate și care ajută acum la să nu întâmpinăm o situație similară celei pe care o vedem acum popularizată la televizor, care se întâmplă la sectorul 1, ar fi bine să sprijinim activitatea. E clar că acest porulant e mai bine decât o bolă care poluează și altfel zona. E adevărat că și relocarea unui astfel de pod rulant nu e o simplu, nu e o mașină pe care să o pornim și să plecăm cu ea în altă parte. Deci face cu siguranță sens și observația la voastră, domnule Soci. Dacă cineva din partea societății dorește să intervine sau alți consilieri care mai au alte opinii, alte comentarii de făcut? Domnule președinte, sunt Mihai Nițu, președintele companiei de salubritate. Dacă da, domnule președinte, aveți cuvântul. Bună seara doamnelor și domnilor consilieri. Referitor la întrebarea domnului consilier, dacă ar fi momentul acum să facem această investiție, eu ce vă pot spune? Rămâne la aprecierea dumneavoastră, dar așa cum am explicat și la comisie, din punct de vedere economic și de întreținere a acestui utilaj pentru a alimenta stația de sortare din recepție pentru a sorta gunoiul menajer, eu așa... Nu vă mai auziți. Domnule Nițu, încercați să intrați din nou în legătură cu noi și cu cei care ne ascultă pe YouTube, că nu vă mai auzim. Poate de pe alt... Eu acum... Device. Acum auziți? Acum da. Da. Consider că din punct de vedere economic și cât de întreținere, de mentenanță al utilajului, într-adevăr, un pod rulant chiar se impune la stația de sortare. Acum, dumneavoastră, veți decide când se va supune la vot acest punct de pe ordinea de zi. Avem o estimare, mă scuzați, Alexandru Savo. Apropo de ce a spus și colegul meu, avem o estimare cam cât ar putea să coste o viitoare mutare a unui asemenea utilaj? Vă spun, prețul este de aproximativ 90 de mii de lei, dar noi nu îl relocăm, deci îl achiziționăm. Și nu, nu, nu. În ideea în care, mă scuzați, în ideea în care vom decide sau se va ajunge la concluzia că locația, amplasamentul actual nu este fezabil din cauza vecinilor, din cauza poziției mult prea apropiate de satul Cățelu și de chiar de sectorul 3, unde continuă să se dezvolte, și va trebui la un moment dat, poate mai curând decât credem noi, să mutăm această stație de sortare. Ce costuri ar presupune mutarea unui astfel de utilaj? Domnule consilier, consider, întrucât noi avem studiul de impact în zonă, ne-am încadrat stația de sortare ca rampă de transfer în zona respectivă, nu văd, adică această stație de sortare, nu văd să o relocăm sau să-i schimbăm destinația. Dar pentru a reloca un pod dintre ăsta, costurile bănuiesc să ne gândim că un pod va fi pe o lungime de aproximativ 30 de metri. Noi ce putem să facem? Doar îl demontăm din zona respectivă și atunci îl relocăm în altă parte. Asta înțeleg și eu. E făcut din componente demontabile pe care
consider că nu ar fi un cost, nu vă pot estima acum, dar vă pot da un răspuns, dar nu cred că mai mult de, nu știu, 5.000 de euro, să zicem, dacă e să facem, să-l relocăm cu transport, cu montat din nou, nu cred că va depăși. În baza acestui contract bănuiesc că există undeva și costurile de instalare. Da, sigur, aveți totul, v-am trimis pe material, aveți totul detaliat. Am înțeles, recunosc că n-am ajuns până acolo, de-aia vă întrebăm pe dumneavoastră, că puteți spune să audă toată lumea, care sunt aceste costuri de instalare. Bănuiesc că costurile de relocare ar fi similare, de asta vă întreb. Da, aici, deci undeva între 5.000 de euro și 7.000 de euro va fi montatul și toate astea. E vorba de transport, pentru că podul, de fapt, în momentul când urmează să-l montăm, noi deja avem suporții necesari care se prind pe stâlpii de susținere și automat doar se ridică cu un, să zicem, cu un manitu și se ridică podul de rulare. Ai pus podul de rulare, după aceea vei și cu podul, cu graiferul care e de ridicare, pentru că el se va acționa, nu se va acționa de către un deservent, vom avea o cabină specială și undeva se va acționa de undeva din vedeți, și acesta este unul din avantaj, pentru că deserventul respectiv nu va fi nevoie să stea în cabină. Iar prețul, uitați că am intrat acum, este 19.400 de RON. Cunoașteți foarte bine, domnule Nițu, pe de rost, ce nu, bine v-ați apropiat. Domnule președinte, am materialul pregătit și, într-adevăr, dacă trebuia să-i răspund domnului consilier, și am avut posibilitatea să-i răspund acum. Mulțumesc. Deci costurile și durata n-ar trebui să fie un impediment ulterior de a muta acest echipament în eventualitatea relocării. Păi, eu vă spun totuși, să știți că nu este un ansamblu așa de complex pentru relocarea lui. Dar noi nu cred că este cazul să vorbim de relocare în condițiile în care noi avem toate avizele. După cum ați văzut și dumneavoastră, sau dacă nu, vă pot spune eu, noi am avut două măsuri. N-am montat trei hote și am avut grile în loc de hote și, într-adevăr, am zis hote. Și am avut un bazin pe care a trebuit să eliminăm. Noi vrem să facem compost din frunzele, din crengile, din sector. Vrem să facem compost care să ajungă la noi la pepinieră, unde noi avem pepiniera pentru plantarea arborilor pe care urmează să implantăm în sector. Deci, și atunci garda a zis, domnule, până când vă luați autorizația și toate astea, dumneavoastră trebuie să eliminați acest compost. Acestea au fost cele două măsuri pe care noi le-am îndeplinit. Astăzi le-a primit la Agenția de Mediu, care au fost trimise de către Garda Națională. Am vorbit cu cei de la Agenția de Mediu, numai că dumnealor au zis că au procedură, nu pot în aceea zi să dea și avizul pentru ridicarea suspendării. Și atunci, în decursul zilei de mâine, ne-au zis că vom primi, iar noi, la rândul nostru, vă vom aduce la cunoștință acest lucru. Ok, mulțumesc. Asta am înțeles. Deci sunteți acoperiți de hârtie. Asta pot să o înțeleg. E ușor de înțeles. Ideea era că, în continuare, dacă vom constata că populația din jur este deranjată, indiferent de hârtiile pe care le aveți dumneavoastră, realitatea nu se schimbă din punctul de vedere al localnicilor, vă dați seama că situația nu poate să rămână așa. Domnule consilier, noi mai mult de atât, nu avem aviz numai de la Direcția de Sănătate Publică, avem și de la Institutul Național de Sănătate, care dumnealor ne-au dat acest aviz. Deci e greu să faci o investiție și să ai un aviz dintre ăsta afirmativ și acum să vină cineva să-l ridice. Mai ales că noi avem instalație de tratare a aerului viciat din stația de sortare, pentru că aici ni s-au și spus acum când au venit domnii de la gardă că noi trebuie să avem pote, pentru că așa prevede regulamentul. Iar noi, această ventilație este dotată cu un biofiltru unde noi neutralizăm acel miros viciat din incinta stației de sortare. Ok, deci pe viitor să înțeleg că nimeni nu va mai avea vreo, nu știu, reclamație, vreun disconfort legat de funcționarea acestei stații. Disconfort nu, reclamații posibil. Aș dori să intervin și eu puțin. Da, domnul consilier. Conform mesajului primit că în cursul zilei de mâine se va ridica suspendarea activității, în cazul în care vom vota aprobarea proiectului, aș dori să consemneze faptul că mâine vom primi decizia fiecare consilier de ridicare suspendării activității. Asta, domnul președinte Nițu, trebuie să știe că mai bine cu proiecte și încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor. Dacă ne-ați promis că mâine ne veți da această adresă, o așteptăm, domnule președinte.
Sigur că da, domnule președinte, vă rog să... Deci, personal am discutat cu doamna director Simona Aldea, lumea mi-a zis că aceasta este procedura la dumnealor. Nu pot veni, adică dumnealor au primit adresa astăzi și nu pot în aceea zi să, într-adevăr, n-au procedură pentru ca noi să ne informeze că ne ridică suspendarea, întrucât noi am îndeplinit, adică am ținut cont de măsurile pe care ni le-au pus, noi le-am dus la bun sfârșit. Hai, nu știu dacă e chestie de procedură, a plecat mapa la semnat și nu mai intră decât cu cafeaua mâine dimineață, probabil. Da, nu știu ce să zic. Bine, mai sunt intervenții pe acest punct 10 de pe ordinea de zi? Dacă nu, să pregătim votul. Da, putem vota. Punctul 10. Deci se votează punctul 10, achiziționarea unui pod rulant pentru stația de sortare a deșeurilor. Sectorul 3. Voturi pentru, 8 împotrivă și o abținere. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al Societății Salubritate și Dezăpezire Sector 3. Acest proiect de hotărâre a primit de la Comisia de Buget un aviz nefavorabil. Dacă există propuneri, obiecțiuni, amendamente sau alte comentarii de făcut? Mihaela legătură... Măcaru, pot vorbi? Da, doamna consilier, vă rog, aveți cuvântul. Aș vrea să explic de ce am dat aviz negativ. Ne găsim în aceeași situație în care venim cu o rectificare bugetară după 31 octombrie. Deci avem un raport cu specialitate că nu este conform legii. Și în plus, și bunul simț economic ne spune că în decembrie nu putem veni cu o rectificare a bugetului de 29 de milioane de roni la un buget de 90 ceva, deci 30% din rectificare se fac în ultima lună. Aceasta a fost motivația noastră. Am înțeles. Acum aș avea o întrebare, poate tehnică, dacă nu totuși de altă natură. Dacă achiziționarea podului rulant aprobat în hotărârea anterioară are vreun impact asupra rectificării bugetului pe care se solicită la punctul acesta. Domnule președinte Nițu, mai sunteți în legătură cu noi să ne răspundeți? Da, domnule președinte, sunt. Vă pot spune că, într-adevăr, repercusiunile sunt, pentru că noi avem și reactualizarea planului de investiții pe anul 2020. Acum eu, așa cum am spus și în comisie, dumneavoastră avem aici, mă refer la anexa pe care v-am trimis-o dumneavoastră vis-a-vis de această rectificare și era vorba, v-am adus la cunoștință aseară că noi de la Agenția Fondului de Mediu deja ni s-a aprobat să cumpărăm cele 20 de mașini electrice, avem o subvenție de 900.000 de lei. Și vreau să fac o comparație în exclusivitate pentru o mașină care prețul de achiziție este de 27.000 de euro. Noi avem 10.000 de euro subvenție pentru o mașină, deci am luat cu 17.000 de euro. Și totodată avem la poziția numărul 9 proiectarea și realizarea de hală de producție pentru depozitarea și tratarea compostului biologic, ceea ce, într-adevăr, domnii de la Garda de Mediu ne-au zis că nu putem să facem experimente dintre astea. Noi, dacă facem, trebuie să facem un depozit care va avea o capacitate de 20.000 de tone, iar, într-adevăr, dacă această rectificare și aseară, așa cum v-am spus, îmi pare rău că doamna contabilă la un moment dat vrea să explice membrii comisiei, pentru că, într-adevăr, se poate face și rectificări de buget, să zicem așa, pe ultima sută de metri, numai că în loc să intre direct în subiect și să vină cu argumente în sprijinul acestei note de fundamentare, dumneai a început cu... A început cu altceva și s-a și speriat și a plecat, ne-a părăsit după aia. Da, și probabil când dumneavoastră ați intervenit, a și renunțat sau i-a căzut netul.
Și de asta, acestea sunt două investiții care într-adevăr ne-ar fi de mare folos dacă noi am putea acum pe ultima 100 de metri să le valorificăm. Dar eu v-am întrebat de podul Rulant. Podul Rulant îl cumpărați cu anul ăsta cu bani din în urma rectificării acestea, da, sau nu, da, are, da, legătură? Ba da, are legătură. Era, că nu mi-amintesc, că apropo, pe lista aceea de investiții apăreau și suflante și înainte de a supune la vot proiectul, aș vrea să fac un amendament în legătură cu aceste suflante, să scoatem ca reper din acea listă suflantele pe care nu trebuie să le mai folosim așa cum se folosesc abuziv acum în sectorul 3, pe post de mătură. Da, într-adevăr. Și pe lângă frunze și alte particule și praf și așa mai departe. Dar să revenim la podul Rulant. Da, podul Rulant se regăsea în acea listă de investiții? Da, se regăsea în acea listă de investiții și se prindea și în capitolul în buget undeva la investiții. Aveam suma prevăzută pentru podul Rulant. Și totodată, dacă e să faceți un amendament la această listă, avem și amendamentul de la punctul 12 care l-a scos pe ordinea de zi, adică să facem un amendament și la acea poziție pe care noi o avem în anexă. Este vorba de poziția numărul 2. Deci dacă dumneavoastră doriți să faceți un amendament, am putea să scoatem și suflantele care se află la poziția 12 și poziția 2, unde vreau să luăm acea membrană de care vreau să facem un bazin pentru curățarea materialelor reciclabile. Și așa cum v-am explicat și aseară, datorită temperaturii, noi nu s-a putut intra pe data de 26 în Consiliu, am fost amânați pentru acum, nu mai putem pe timp de iarnă să achiziționăm acea membrană specială, pentru că ea trebuie lipită ca să nu afectăm solul. Da, podul Rulant îl cumpărați cu banii de pe anul ăsta, acum, deci în urma acestei rectificări. La ce poziție e podul Rulant? Podul Rulant, dacă este, imediat să dăm aici la dispoziție. Poziția numărul 6. Am înțeles. Stimați colegi de la PNL, v-aș solicita de fapt tuturor o pauză de 5 minute în care să intrăm pe grupul nostru de consultări împreună cu colegii de la USR Plus și să avem o consultare. Dacă sunteți de acord, facem o pauză de 5 minute. Da, bun, sigur. Da. Oh.
S-au scurs cele 5 minute, propun să reluăm ședința noastră. Suntem la punctul 11 de pe ordinea de zi, rectificarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate și Dezăpezire. Dacă cineva mai are vreun comentariu de făcut, un amendament, vreo propunere, dacă nu, haideți să pregătim votul pentru acest. Cineva a dorit să intervină? Nicu Lucian sunt. Îmi permiteți? Vă rog, domnule consilier, vă rog, aveți cuvântul. Tot o mai multe întrebări pentru Mihai Nițu. Da, spuneți, domnule. Dacă mai este cumva. Da, este, este. Spuneți-mi, vă rog, acel acord de la inspectorat nu cumva încalcă ordinul 109? Vă rog să mai repetați acel... acest studiu de impact. Da. Odată, v-ați primit. Nu vă mai auziți niciunul, nici altul. Domnul Nicu Lucian. Sunt deja... Mă auziți? Doar acum, că ne-a spus întrebarea dacă vă auzim, dar până acum nimic. Reiau. Vă rog. Prima întrebare. Prima întrebare. Prima întrebare, spuneți. Nu vă mai auzim, domnul Lucian. Doar că ați spus prima întrebare. Sunteți în, dacă sunteți în deplasare, nu se aude. Depozitați ceva acolo? 1. Deci, domnul Nicu Lucian, Reia. Nu vă auzim, da, vă rog, ia să vedem, poate acum se aude. Întrebarea numărul 1, dacă se depozitează ceva acolo, dar nu știm unde anume. Îl întrebam în bazinele de sortare, unde vor să facă de fapt, căci că nu este încă montat, nici acea folie. Mă auziți? Nu v-am auzit. Domnule Nițu, cred că vrea să întrebe, pentru că domnul Nicu Lucian ne-a informat în parte pe unii dintre noi că acele bazine pentru care dumneavoastră solicitați acea membrană de impermeabilizare este deja pusă. Lucruri care s-au mai întâmplat la societăți să facă anumite lucruri, după care să vină să ceară aprobarea Consiliului. Răspundeți la întrebarea aceasta. Dacă cumva dintre lucrările cu care veniți spre aprobare sunt deja făcute și în special acea membrană de impermeabilizare din gropile respective e deja pusă? Nu, domnul președinte, tocmai de asta am și solicitat aseară în comisie și acum astăzi a venit la dumneavoastră să scoatem punctul 12 de pe ordinea de zi, pentru că nu mai putem să mai construim acum, pentru că a venit anotimpul rece și nu mai putem să mai valorificăm acea membrană. Iar noi, din punctul acesta de vedere, vis-a-vis de unde am depozitat acum pentru compost, noi vrem să facem exact cum v-am zis la punctul 9, o hală de producție unde să facem o stație de compost pentru tratarea biologică a deșeurilor organice. Deci vrem să facem un proiect, să ne ducem, am depus deja la Direcția de Sănătate Publică, am depus aviz, să vedem dacă ne iese aviz de acolo, mai continuăm, dacă nu, nu continuăm. Am înțeles, dar sunt două bazine, sunt niște bazine, nu știu dacă două, niște bazine pe splaiul Unirii. Acelea, ce sunt? E depozitat ceva acolo? Nu, pe splaiul Unirii nu, vorbim de Vișagului. Noi în Vișagului, unde era stația de sortare, noi am în zona respectivă unde am intenționat să facem acel compost, să vedem exact, să luăm analizele lui în urma, așteptam să treacă o perioadă de între 45 și 60 de zile, după ce noi luam frunze, luam crenși, puneam totul în acel bazin și noi vreau să valorificăm acel compost, așa cum v-am spus puțin mai devreme, în pepiniera noastră unde avem puieți de platan și de stejar, ce mai avem noi în pepinieră. Numai că garda de mediu când a venit a zis că nu este normal. Noi dacă vrem să ne facem și să începem să facem un proiect de compost, trebuie să facem o hală de producție pentru depozitare și tratarea deșeurilor organice.
Ceea ce în urma acestui control, lucrul acesta l-am și făcut. Ne-am dus, ne-am adresat, avem depus la Direcția de Sănătate Publică pentru a putea să construim și să realizăm o hală de producție pe care am prins-o și în, cum să vă spun eu, dumneavoastră. Și în... Asta am înțeles asta și ne-ați spus și el, dar domnul consilier Lucian Nicu întreba ce este, ce avem depozitat sau ce se face cu gropile dinspre Splaiul Unirii. Deci, acolo există o membrană protectoare. Nu, groapa unde am avut acum și era o membrană, noi trebuie să aducem la forma inițială. Pentru că asta nici s-a și spus. Până pe data de 24 nu era o groapă. De fapt, la nivelul solului, noi am venit și ne-am ridicat cu 4 metri înălțime, între 4 și 5 metri înălțime, și acolo am depozitat acest material pe care vreau să-l valorificăm ca compost. Și acolo renunțăm și facem această hală care trebuie să fie închisă ermetic și să nu mai aibă contact cu exteriorul. Exact, exact. Bun. Și acest pod rulant este montat în hală, din ce am înțeles, ca să ia tot ce se aduce și să-l mute, mă rog. Și să anulăm, da, și să anulăm vola, adică să nu mai folosim vola pentru alimentarea. Deci acest pod rulant nu este în aer liber, ci este în această hală care... Exact. La recepție, exact așa se numește, la recepția materialului, pardon, gunoiului menajer care vine de la asociațiile de proprietari și de la agenții economici. Iar aceste hale care se vor umple, am înțeles, odată la două luni ele se umple, se închide ermetic și după 60 de zile le desfacem și avem compost acolo. Da, domnule președinte. Câte astfel de hale o să urmează să construim, astfel încât să existe un rulaj firesc al în funcție de volumul de gunoi pe care o să-l strângem? Domnule președinte, avem și o limitare. Nu putem mai mult de 20.000 de tone, pentru că planul național prevede și pentru municipiul București e dat o anumită sumă, noi am ținut cont de ea și nouă ne revine la sectorul 3 cam 20.000 de tone. Și noi nu mai mult de 20.000 de tone, pentru că altfel iar intrăm și iar putem să avem probleme pe viitor cu garda de mediu dacă nu respectăm. Am înțeles, dar o astfel de hală câte tone poate să depozitezi? 20.000 de tone. 20.000 de tone, adică cât avem dreptul să... Exact, când ne revine nouă dreptul și la sectorul 3. Și când am închis-o și două luni nu putem să umblăm la ea, ce facem cu gunoiul? Nu trebuie să avem o a doua hală timp de 60 de zile? Domnul președinte, noi vom avea un flux. Deci noi vom avea 11... Această hală va fi formată din 11 celule. Noi mai întâi umplem o celulă, după aceea am închis-o ermetic. Deci celulele practic se închid. Hala conține celule și o celulă practic ține... Se închide dos. Da, am înțeles. Deci, practic, această hală va conține aceste celule care se deschid odată, se închid... Odată cu umplerea lor și după aceea... Cât timp se umple? Adică există un făcută socoteala, există un flux în momentul în care una se umple, cealaltă se golește pentru următorul ciclu de 60 de zile. Da, domnule președinte, noi vom folosi mai mult pe timp de iarnă. Pentru că, după cum știți, stația de sortare are trei fracții pe care, în urma sortării deșeului menajer, noi avem reciclabil, avem RDF, refuz de bandă, și avem organic. Și noi pătim de iarnă pentru că cimentiși și nu mai prind, noi atunci vrem să valorificăm aceste celule, pentru că e un tampon cu revizii la fabricile de ciment de vreo 2-3 luni de zile și noi, în perioada aceea, tocmai avem aceste celule necesare pentru a le valorifica și, într-adevăr, să nu avem probleme cu gunoiul din sectorul 3. Am înțeles. Toate acest flux sau toată această procedură, ar fi bine să puneți pe cineva care se pricepe să comunice lucrul ăsta și să fie explicată măcar nouă consilierilor, ca să știm și noi cum funcționează și, sau cum ne propunem să funcționeze. Pentru că un mare sprijin în această corectare selectivă și a tot ceea ce trebuie să facem noi pentru... poate e un cuvânt mare, educarea, să zicem așa, populației, pentru determinarea lor să participe cu toții la acest proces de economie circulară, un rol important trebuie să-l avem și noi, reprezentanții cetățenilor. Dar pentru asta trebuie să înțelegem noi foarte, foarte exact ceea ce vă propuneți și dacă suntem în stare să facem lucrul ăsta. Dacă multe vreme am văzut că când am renunțat la o companie specializată, știți bine că am dat de multe ori din colț în colț.
Domnule președinte, vreau să vă anunț, noi lucrăm acum la memoriu, care trebuie să mergem cu el către Agenția de Mediu să le explicăm ce facem și odată ce încheiem memoriu, cu siguranță îl vom termina, vi-l direcționăm și dumneavoastră să vi-l aducem la cunoștință ca să știți toată procedura ce se va întâmpla în această hală pentru obținerea compostului. Marin Dascălu, dacă pot să pun și eu două întrebări. Sigur că da, domnule consilier, vă rog. Domnul Popa, înțeleg de la noastră că acea groapă pentru compost, dumneavoastră întâi ați făcut-o sau v-ați gândit să o faceți și după aceea să obțineți autorizația. Am doar înțeles bine? Doar o precizare. Domnul Mihai Nițu, cred că vorbește de pe telefonul domnului Mariu Popa, okay, de aceea apare. Deci domnul Mihai Nițu. Domnul Mihai Nițu, ok, mă scuzați. Nu. Deci asta era întrebarea. Deci noi ați făcut acea groapă, ați ridicat marginile, cum ați spus, fără să aveți o autorizație obținută în prealabil pentru acea groapă pentru compost. Da, noi n-am putea să spunem că noi n-am știut. Deci în momentul când era cu compost, toată legislația era de așa natură, încât nu își cerea neapărat toate aceste avize. Pentru că noi aici vorbim mai mult de frunze, vorbim de iarbă și vorbim de crengile acestea subțiri care se toaletează în oraș. Numai pentru că în momentul când au venit domnii de la gardă, au considerat și au luat decizia pe care au luat-o și ce puteam să mai facem. Deci, okay, deci acea frunzele și iarba, când le strângeți dumneavoastră vara verzi, ele fermentează. Deci era logic că acea groapă de, și nu înțeleg, 19.000 de metri cubi pentru compost e enorm. Adică nu, domnul consilier, aceasta vreau să intrăm să facem, pentru că vedeți dumneavoastră, acesta este tot așa, vrem să facem un bazin pentru curățatul reciclabilului. Dacă vă uităm, bazin cu o capacitate de 19.000 de metri cubi pentru curățarea materialelor reciclabile. Deci nu era pentru o stație de compost. Acesta este pentru că ce se întâmplă? Acest material reciclabil pe care noi îl obținem în stația de sortare, și aici mă refer la peturi feroase și neferoase. La feroase, spre exemplu, intră conservele care sunt de, nu știu, carne de vită care sunt făcute din metal și mai intră celelalte doze care sunt din aluminiu. Ei, aceste noi vrem să le luăm și să, într-adevăr, după ce sunt balotate în stația de sortare, noi vrem să găsim aici să le luăm, să le spălăm, pentru că în momentul când te duci obții un preț mai bun. Mă înțelegeți dumneavoastră? Deci nu are treabă poziția numărul 2, pe care de fapt era pe punctul 12, care noi am solicitat să o scoată după ordinea de zi, nu avea treabă cu această stație de compost. Aceasta este cu totul altceva. Bun, și la fabricile de ciment ce fracție duceați dumneavoastră? A zis că aveți trei fracții, reciclabil, RDF-ul și organic. Da, deci noi duceam RDF-ul. RDF-ul ce este? Vedeți dumneavoastră, e vorba de carton, e vorba de plastic, în cantități mari, care ele merg la fabricile de ciment și se folosesc ca combustibil în cuptoarele pe care dumnealor le au acolo și îl folosesc ca combustibil solid pentru obținerea cimentului. Am înțeles și bănesc că pentru asta să duceți contract cu asta, adică primiți bani pe ce acolo, nu. Sau nu? Vă spun de ce ne ducem acolo. Deci, spre exemplu, noi dacă mergem acum și ducem la groapa de gunoi, ajungem undeva să ducem, să depozităm, ajungem undeva la 200 de lei pe tonă. Pe când la fabricile de ciment le putem duce numai cu 30 de lei. Pentru că și dumnealor, la rândul lor, cam acesta e prețul la noi în țară. Cel mai ieftin am găsit cu 30 de lei la câmpul lung Muscel să ducem RDF-ul. Și începând anul viitor, pentru că noi am început din august activitatea, deja avem procedură făcută să ducem la fabrica de ciment de la câmpul lung. Cumva mi-ați răspuns și la întrebarea următoare, ce mai duceți la Iridex? Că tocmai am aprobat în ședința trecută contractul cu Iridex-ul și cealaltă da, da, la firmă. Acolo ce mai ajunge? La Iridex ducem fracția organică. Adică... Am înțeles. Da, deci... Tot ce se descompune, care se folosește în bucătării în asta de cetățenii sectorului 3, acele menajerul. Menajerul, da. Ok, mulțumesc frumos. Am deviat puțin de la subiect. Noi aveam aici aprobat rectificarea de buget, dar e foarte bine că am clarificat multe lucruri pe care cu siguranță și cetățenii ar fi vrut să le afle. Referitor la proiectul de hotărâre pe care l-avem de votat, dacă mai sunt intervenții.
Dacă nu, vă rog să pregătim votul pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății de Salubritate și Dezăpezire. Da, vă rog să pregătim votul. Votați, vă rog. Având doar 4 voturi pentru, 22 împotrivă, proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Punctul 12 a fost retras, deci avem punctul 13 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al Societății Salubritate și Dezăpezire pentru încheierea unui contract de vânzare și cumpărare cu mai multe obiecte de inventar cu Direcția Generală de Salubritate, sector 3. Avem cu toții lista. E vorba de mai multe mașini, utilaje, containere, valoare de vreo 7.900.000 de lei, cu care ar trebui să le cumpere Direcția de Salubritate din sector 3. Dacă există, a primit acest proiect un aviz nefavorabil atât de la Comisia de Buget, cât și de la Comisia Juridică. Și dacă sunt intervenții de făcut, vă rog să vă înscrieți la cuvânt, dacă pregătim votul. Dorește cineva să intervină? Da, aveți cuvântul, doamna consilier. Vreau să explic de ce am dat vot nefavorabil la Comisia de Buget, pentru că nu există premisele unei asigurări unor condiții corecte de piață în derularea acestei tranzacții. Deci societatea are mai multe bunuri, unele de anul trecut, altele de anul acesta, pe care le vinde fix la prețul de achiziție către Direcția Primăriei. O tranzacție corectă de piață ar fi fost ca societatea să le vândă în piață sau ca primăria să le cumpere din piață. Am înțeles. Mai sunt și alte comentarii. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, sunt Mihai Nițu, președintele. Da. Aveți cuvântul, domnule președinte. Vis-a-vis de mențiunea pe care a făcut-o doamna consilier, vreau să aduc la cunoștință, noi vindem lucrurile acestea conform legii 98, articolul 31. După cum știm cu toți, noi societățile suntem organizați de drept public aflat sub autoritatea publică locală. Deci noi putem la o direcție din cadrul autorității publice pe articolul 31 să vindem aceste utilaje pe care noi acum, în urma analizei pe care am făcut-o și adresa pe care am înaintat-o pentru cei care sunt interesați de aceste utilaje, direcția a fost interesată și noi avem această posibilitate să le vindem. Atât am vrut să precizez, să aduc la cunoștință Consiliului. Pot să intervin din nou? Vă rog, aveți cuvânt. Deci ceea ce am spus mai înainte este că nu se respectă un proces corect de piață. Nu am spus că este ilegal. Se putea face o procedură astfel încât să avem un proces corect de piață. Doamna consilier, domnul președinte, îmi permiteți? Vă rog, domnule președinte. Avem o hotărâre de Consiliu în care reiese că este prioritizarea către organismele de drept public de sub autoritatea publică locală. Noi lucrul acesta l-am făcut. Mai întâi am dat o circulară cine s-a interesat. Dacă nu era nimeni interesat, automat procedam cum a menționat puțin mai înainte doamna consilier. Andreea Vainis, dacă îmi permite să intervin. Sigur, vă aveți cuvântul, doamna consilier. Această prioritizare garantează și cel mai bun preț de pe piață? Doamna consilier. De salubritate. Pentru Direcția de Salubritate, cel mai bun. Pentru Direcția de Salubritate, evident, pentru că ne interesează cumpărătorul să obțină cel mai bun preț. Lucrul acesta rămâne la aprecierea dumneavoastră. Noi v-am prezentat atât utilajele, tot ce avem, prețul de achiziție, prețul de vânzare. Piața este deschisă. Dumneavoastră bănuiesc că ați făcut o analiză la toate lucrurile acestea. Noi considerăm că din punct de vedere economic, financiar și al societății și al direcției, este un preț, să zicem noi, corect și ar fi bine dacă dumneavoastră ați reuși
să ne votați să putem ca aceste utilaje de care direcția are nevoie de ele să nu fie nevoie să le cumpere din altă parte, pentru că noi în situația aceasta putem să facem o altă procedură, bineînțeles, să facem o altă analiză asupra lor ce vom avea de făcut cu ele pe viitor. Și dacă îmi permiteți, domnule președinte, tot Andreea Vanris, dacă mai... Vă rog, da. Am aceeași întrebare ca și la achizițiile anterioare. De ce se vând? Dumneavoastră, ca societate, de ce le vindeți? Le aveați pe stoc și nu mai le folosiți? Doamna, domnul președinte, pot să intervin? Vă rog, domnule președinte, dar să încercăm să nu mai facem dialog. Dar haideți, răspundeți, că e o întrebare la care trebuie să aflăm răspunsul. Noi am făcut o analiză a parcului auto înainte să, cum să vă spunem dumneavoastră, nu se știa dacă această direcție într-adevăr va fi înființată. A fost o strategie ca societatea de salubritate să aibă atât colectarea cât și sortarea la început, iar între timp, dacă într-adevăr s-a înființat direcția de salubritate, iar societatea a rămas numai cu sortarea, atunci noi aceste mașini și aceste pubele pe care le avem, vă dați seama că dorim, iar dumneavoastră chiar au nevoie de ele, dorim într-adevăr să le vindem, pentru că noi la ora actuală nu mai avem în totalitate nevoie de toate. Asta e, ne-am făcut o analiză, ne-am oprit tot ce ne trebuie strictul necesar, pentru că întotdeauna nu poți să știi într-adevăr să faci o analiză perfectă de ce ai nevoie și de ce nu ai nevoie. Deci lucrurile acestea, parcurgând etapă de la etapă, atunci într-adevăr poți să ajungi la decizia ideală pentru ceea ce îți trebuie pentru a putea desfășura activitatea. Am înțeles. Deci, practic v-ați dimensionat capacitățile de lucru, având în vedere alte activități pe care vi le propuseți să le faceți și renunțând la o parte din ele, v-au rămas aceste obiecte de inventar. Da, nefolositoare, de care ar avea nevoie direcția de salubritate acum. Da, s-au manifestat dorința că într-adevăr le pot, dumnealor au nevoie de ele. Doamna consilier Vainerich, mai vreați să spuneți ceva? Da, am o ultimă întrebare. De când nu mai colectați dumneavoastră gunoiul? Noi nici nu am apucat să colectăm gunoiul, pentru că înainte să începem colectarea gunoiului s-a dat o hotărâre de Consiliu și serviciul acesta a fost încredințat Direcției Generale de Salubritate. Să înțeleg că s-a dat o hotărâre de Consiliu prin care vi s-a aprobat să cumpărați niște pubele, după care s-a dat o hotărâre de Consiliu prin care vi s-a spus că acele pubele cumpărate sunt inutile pentru că nu mai faceți colectare. Am înțeles bine? Da, doamna consilieră. Am înțeles. Deci ajungem la... Eu personal ajung la concluzia că anumite achiziții sunt de fapt sub semnul întrebării în condițiile astea, nu? Bun, de când face direcția colectare atunci, ca să înțeleg și eu de când ați cumpărat aceste pubele? Deci direcția face colectarea din, mai precis, din septembrie 2018. Deci dumneavoastră ați cumpărat pubelele înainte de septembrie 2018. Da, noi le-am cumpărat chiar în toamna acelui an o parte din ele. Din inventarul pe care îl avem și vi l-am prezentat în anexă, le avem achiziționate. Vă întreb pentru că ieri mi-ați spus că avem 5 ani garanție la aceste pubele. Deci 2 ani de zile le-am ținut degeaba, nu mai am 5 ani garanție, am doar 3 ani garanție. Corect? Da, dar noi le putem mări garanția, pentru că ele, dacă n-au fost folosite și toate astea, exact cum v-am spus, sunt și de bună calitate, deci ele n-au parcurs să fie reciclabile, să fie refolosite. Dumneavoastră nu cred că sunteți producătorul ca să măriți dumneavoastră garanția. Dumneavoastră sunteți doar un vânzător, un intermediar, ca să mă exprim mai corect. Deci nu puteți să mări dumneavoastră garanția. Garanția a fost la pubele în momentul achiziției de 5 ani. Bun. Eu, ca direcție de salubritate, acum le cumpăr și am doar practic 3 ani garanție, când aș putea să mă duc pe piața liberă și să le cumpăr la același preț sau la un preț mai mic, dar cu siguranță voi avea fix 5 ani garanție. Doamna consilier, nu este un utilaj, adică nu vreau să mai, într-adevăr, să vedeți dumneavoastră că nu vreau să mă înțelegeți greșit. Deci totuși este un material plastic. Nu vreau să vă înțeleg greșit, vreau să vă înțeleg bine. Deci gândiți-vă că nu este un utilaj care a funcționat sau nu a funcționat 2 ani de zile. Pur și simplu este o pubelă care, într-adevăr, este făcută din PPD, cum v-am zis, și acesta nu e, să zicem că, nu știu, s-a întâmplat ceva cu el în perioada aceasta.
Dar acum, într-adevăr, dumneavoastră veți decide dacă într-adevăr acest proiect va fi votat sau nu va fi votat. Mulțumesc! Domnule președinte Nițu, cu cât discutăm mai mult, cu atât se nasc mai multe întrebări și una dintre ele ar fi dacă nu cumva toate aceste mașini, chiar și cele 10.000 plus 400 sau 4.000 plus încă vreo 5.000 de pubele de diferite culori și volume, au stat chiar nou-nouțe într-o magazie sau nu cumva ele au fost deja folosite din 2018 de când Direcția de Salubritate face serviciu de colectare, dar abia acum pentru că ar fi nevoie de capital social sau, mă rog, de bani la societatea dumneavoastră, se face doar un transfer de bani și în hârtii pentru aceste mașini și obiecte de inventar. Dacă puteți să spun sincer, dacă ele au stat într-adevăr nefolosite 2 ani sau dacă au fost deja folosite, dar abia acum se perfectează documentele, să zicem așa, și se și primesc niște bani de la direcție care intră în nu în buzunarul societății, ci, mă rog, pentru nevoile societății, că societatea tot pentru sectorul 3, probabil că lucrează o altă formă de capitalizare, să spunem așa. Nu este aceeași formă, pentru că ele există, ele sunt fizic și noi asta vrem. Am luat decizia pentru că nu putem, dacă nu mai avem... Nu, dar există fizic folosite din 2018, de când nu, face... Nu, acestea nu sunt, să știți că ele nu sunt, pentru că au fost pe inventar, iar după cum știți și dumneavoastră, eu nu mi-amintesc ca direcția până acum să fi dat pe undeva pubele undeva sau de la astea. Noi le-am luat atunci deci, în ideea... Doi ani n-a dat pubele direcția de când a început să colecteze sau au dat alte pubele și pastea le-a ținut într-un magazin nou nouțe? Acestea sunt, le-am ținut într-un depozit care ele într-adevăr au o stare destul de normală, exact cum le-am și luat. Domnule președinte, ultima întrebare... Dacă îmi permiteți. Care dintre președinți? Domnul Nițu. Domnul președinte de ședință. Vă rog, ultima întrebare. Ultima întrebare, promit că e ultima întrebare. Să înțeleg că și autoturismele au stat tot nefolosite 2 ani în curtea dumneavoastră, în speranța că se va găsi un cumpărător? Nu, după cum vedeți și dumneavoastră, aceste autoturisme, noi ne-am desfășurat activitatea cu ele, întrucât ni s-a restrâns activitatea și toate astea, o parte din ele le-am avut o perioadă închiriate, iar acum considerăm că, într-adevăr, dacă sunt cei interesați din cadrul autorității publice locale să le achiziționeze cineva, noi dorim să le vindem. Scuze, acum intervin și eu cu o ultimă întrebare. Vă rog. Autoturismele înțeleg, dar... partea de automacara, partea de platforme auto, și acestea au stat nefolosite sau și acestea au fost în teren până acum? Nu. Acestea, noi le-am pot răspunde la întrebare, domnul președinte de ședință. Vă rog. După cum vezi și dumneavoastră, noi pe acestea le-am folosit o parte din ele, le folosim la stația de, le-am luat și să spunem că am luat mai mult decât trebuia la stația de sortare. Pentru că nu știam de ce avem nevoie acolo, pentru că în cadrul stației de sortare, noi aici trebuie să mai avem și anumite utilaje pe care să ne desfășurăm activitatea. Pentru că în momentul când vin în stația de sortare, spre exemplu reciclabilul, trebuie luat, trebuie depozitat, trebuie să ai o mașină care să vină cu o platformă, să depoziteze cu un container. Containerul după ce se umple trebuie ridicat de la fracția respectivă de reciclare. Și atunci aceste mașini, noi când le-am luat, ele spunem la ora actuală, acum am constatat că nu mai avem nevoie în totalitate de ele. Și pentru faptul acesta, cu platformele care să mergem, să ne ducem, să vină, ne aveam noi un alt plan. Acum am constatat că toate lucrurile acestea, noi putem să ne organizăm mult mai bine și să nu mai fie nevoie de aceste utilaje pe care le avem în dotare. Și-aș interveni acum, dar mă abțin. Și eu, vă dați seama, acum mă întreb câte alte echipamente, mașini, utilaje au fost luate așa că poate o să fie nevoie sau din posibil poate nu o să fie nevoie. Pe ideea asta, domnule consilier Sava, aș fi pus și eu întrebarea. Luăm taxe și impozite oamenilor că poate o avea nevoie de ele. Luăm
banii înainte. Dacă ne facem o dimensionare bună și vedem că nu avem nevoie de atâtea mașini cu care să ne mutăm de acolo-colo, poate micșorăm taxele și impozitele în sectorul 3. Da, e o risipă permanentă care văd că se manifestă în mai multe locuri. Se iau saci de gunoi fără un scop precis și se continuă lucrul ăsta, mașini se iau și utilaje, pubele la fel. E ușor nefiresc cum s-a ajuns aici. Adică eu știu că banii bugetului sunt totuși restrânși, sectorul e destul de îndatorat, prioritățile sunt multe și costă și ele bani, astfel încât astfel de un asemenea lux nu cred că îl permitem în realitate. Eu cred că aici în spate se află altceva, exact o recapitalizare, cum s-a zis, indirectă. Înțeleg că dânsi o neagă, dar cam asta transpare din ce li se prezintă. Da. Nu aș, domnule, nu cred că e cazul să mai răspundeți, că nu au fost practic niște întrebări tehnice la care să ne răspundeți și... Nu, domnule, nu așteptați un răspuns, bănuiesc, nu? Ci a fost mai mult niște comentarii și niște auto-întrebări retorice la care nu așteptăm acum răspuns. Probabil că o poziție asupra ceea ce urmează să se întâmple cu aceste societăți și cu modul de activitate a direcțiilor urmează să o analizăm și să o stabilim ca direcție politică, se spune să ne ferim în cât mai curând noi membrii Consiliului aleși de cetățeni. Propun să trecem la vot la punctul 13 de pe ordinea de zi. Votați, vă rog. Sunt 4 voturi pentru, 24 împotrivă. Acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi, care a primit 2 avize favorabile de la buget și de la Comisia Juridică. Este un proiect de hotărâre privind aprobarea derulării contractului cu valoare mai mare de 100.000 de euro, la care se adaugă TVA, al societății Algorin Construcții, sectorul 3 SRL. Dacă sunt acest... contract are legătură cu niște cofrage care au fost închiriate de societatea Algorit pentru a fi de folosință la hala, la lucrările care se fac la hala la minor, și pentru că valoarea de închiriere ar depăși sau cel puțin ar egala valoarea de cumpărare, s-a decis achiziționarea lor, având în vedere că primăria mai poate derula activități la care aceste cofrage să fie de folos. Asta ne-a explicat și domnul director Giri Bărbulescu și de aceea și primit avize favorabile acest proiect de hotărâre de la cele două comisii la care a fost trimis. Dacă mai sunt totuși intervenții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu, vă rog să pregătim votul pentru acest punct 14 de pe ordinea de zi. Se poate vota? Sunt 21 de voturi pentru, 8 împotrivă, deci proiectul de hotărâre a fost aprobat. Este totuși o ședință ordinară, deci avem și punctul de întrebări, interpelări. Ca atare, dacă cineva dorește să se înscrie la cuvânt. Domnule președinte. Vă rog, domnul Daniel Ionăchescu. Vă mulțumesc. Cu multe rugăminți și scuze, îmi dați voie să mă retrag? Sigur că avem de consilier. Sigur că da. Nu vă supărați, da? Nici vorbă, vă urăm un sfârșit de săptămână frumos. Aveți grijă să rămâneți sănătos. Doamne ajută și dumneavoastră la fel. O zi bună tuturor colegilor. La revedere.
Mai dorește cineva? S-au pus multe întrebări în cadrul ședinței, într-adevăr, la care așteptăm răspuns, dar dacă totuși mai este cineva care dorește să facă vreo interpelare, să pună o întrebare, dacă nu, vă mulțumesc mult. Aș avea eu o întrebare, o... Da, domnul Augustin Socii. După voce, vă rog, aveți cuvântul, domnule consilier. Mi s-a semnalat de câțiva cetățeni care locuiesc în zona Miniș că s-au efectuat niște lucrări de refacere a carosabilului, a trotuarelor, adică au fost niște lucrări de reamenajare, în urma cărora oamenii nu mai au pe unde să meargă decât pe stradă, au rămas fără trotuare. Aceste lucrări nu se fac și ele după un plan, totuși nu se face o gândire înainte, pentru că mi s-a semnalat, v-am zis, nu o singură dată chestia asta, că au uitat efectiv de oameni și trebuie să meargă printre mașini. Se poate ceva? Se poate remedia situația asta? Mulțumesc. Da, în primul rând ar trebui cineva din primărie să... Cu siguranță că sunt mulți actori care execută lucrări pe domeniul public. Nu de, dar de toate acestea trebuie să aibă habar primăria, chiar dacă de multe ori primăria nu este informată asupra acestor lucrări, dar avem posibilitatea să știm tot ce se întâmplă și tot ce mișcă în sector. Ca atare, ar trebui să primim un răspuns. Dacă au făcut-o primăria, de ce nu a făcut-o astfel încât să nu... Că, la alții care construiesc, avem pretenția să pună acoperiș, dacă e lângă clădire, să nu cadă nu știu ce pe trotuar în capul oamenilor, să punem petrecerile de pieton care sunt, eu știu, traversate de șanțuri, să facem punți de trecere, dar dacă cumva primăria a făcut lucrul ăsta și nu a avut grijă, nu e în regulă. Pe de-o parte să amendăm pe cei care nu fac lucrurile astea, dar când le facem noi să nu avem grijă de ele. Iar dacă le-a făcut altcineva, de asemenea, și am luat măsuri să... Dacă e cineva din primărie și poate să răspundă, să o facă acum, dacă nu, vă rugăm să trimiteți această sesizare direcției care ar putea să răspundă la această solicitare, această întrebare pusă de domnul consilier Socii. Există vreo direcție care se ocupă de contractarea acestor lucrări, presupun. Deci, ce ar trebui să răspundă de cum se fac aceste lucrări? De nu se fac conform legilor până la urmă. Mulțumesc. În principal, direcția de administrare a domeniului public ar trebui să știe, chiar dacă aici la sectorul 3 nu se știe clar dacă cineva a tăiat un pom, cine l-a tăiat, sau dacă a pus o floare, cine anume a pus-o. Că toată lumea pune flori, toată lumea taie pom, toată lumea construiește. Dar, într-adevăr, dacă nu poate nimeni să răspundă acum... Am notat și o să transmit la direcție. Mulțumim. Mai dorește cineva să scrie la cuvânt? Domnul președinte, Alde Alexandru, vreau să... Da, domnule consilier, vă rog, aveți cuvântul. Deci, în legătură cu ce a spus colegul, și eu vreau să pun aceeași întrebare. Deci, într-adevăr, la piața Miniș, de jur împrejurul pieței Miniș, chiar până spre Alba, până spre Bulevardul în Decembrie, s-au executat niște lucrări. Parcările care erau betonate, au scos betonul și au pus asfalt. Și a doua lucrare a fost ca unele trotuare le-au desfințat, exact cum spune și colegul nostru, și bordura aia care delimita trotuarul de stradă și de gărdulețul spațiului verde pe unde treceai ca și trotuar, au scos bordura și de la gard până pe drumul normal au făcut așa o porțiune oblică de asfalt, adică au pierdut pur și simplu trotuarul și s-a dus cu el în șosea. Acum am constatat astăzi că chestia asta care au făcut-o ei oblic așa într-o parte, acum se strânge o apă și nu mai poți să treci pe acolo pe unde au executat ei aceste lucrări. Deci vă spun că este de groază când am trecut astăzi și am văzut în noți prin apă, pentru că numai au făcut stânga-dreapta, trotuarele le-au desfințat și tornând asfaltul în oblic așa, au creat pur și simplu o anveolă, o groapă, să spun așa.
unde acum se strânge apa de la ploaie. Asta am avut să spun în completarea colegului meu, că într-adevăr așa este în zona Mini și e posibil să mai fie și până în celelalte locuri ale sectorului așa ceva. Am înțeles, deci practic nu de un răspuns neapărat am avea nevoie, ci de măsuri urgente de remedierea situației sau cel puțin provizoriu să se rezolve ceva acolo astfel încât da, să se poată circula. Iar domnii de la firma care toarnă asfaltul, știți și dumneavoastră că asfaltul se toarnă într-o pantă. Să nu dai o pantă să se ducă apa spre canalele alea colectoare, gagherele alea, cum se spune, ale șoselei, unde se poate scurge apa. E, vreau să vă spun că chiar aici, în spatele pieței Mini și pe Uzului, la blocul L23, deci lumea pur și simplu înnoată, gagherul este mai sus decât șoseaua. Deci asfaltul din șosea. Deci că fiecare fac un cârpel din astea, dar nu mai se practică chestia asta cu panta. Cu siguranță că aici este și mâna sau coada, să zicem așa, a apei Nova, că din câte știu, colectarea apelor pluviale ține de canalizare care... Apa Nova nu este la primărie, dar într-adevăr nu poți să faci nimic în sector fără să știe și primăria și fără să vegheze. Domnul președinte, dacă cel care toarnă asfaltul nu îi dă și panta respectivă să meargă apa spre canalul celor de la Panova, ce vină au cei de la Panova? Da, vină el să toarne asfalt? Și asta e adevărat, aveți dreptate. Altcineva mai dorește să se înscrie la cuvânt, deși în mod normal ar fi trebuit ca înscrierile să se facă la început, ca să știm că așa generăm, cu siguranță că orice intervenție a unui coleg generează idei și întrebări ale altor colegi. Ca atare v-aș ruga acum cine și-a propus să ia cuvântul, să se înscrie acum la cuvânt, urmând ca eu să le dau cuvântul în ordinea înscrierilor tuturor colegilor. Că, domnule președinte Marin Dascălu, vreau să iau cuvântul. Așa, altcineva, cine se mai înscrie la cuvânt? Bun, deci mai avem o înscriere la cuvânt, domnul Marin Dascălu. Vă rog, aveți cuvântul, domnule consilier. Pentru aparatul de specialitate, aș vrea să știu dacă pe Codrii Neamțului, la 50, la numărul 5, este un spațiu între o școală, școala 200 și câteva blocuri, dar s-a dat operație de construcție. Domnule consilier, nu prea s-a auzit mare lucru, decât că vorbiți despre autorizație de construcție și despre un spațiu între școala 200 și nu mai știu care. Nu prea exact, s-a înțeles. Că s-a dat autorizație de construcție pentru... Deci dacă s-a obținut autorizație de construcție pentru o lucrare... O lucrare care este undeva pe domeniul public. Am înțeles. Asta am intuit din fragmentele care se aud. E cineva care ar putea să răspundă acum de la urbanism? Nu, în acest moment nu se poate. Trebuie verificat. Da. Vă rog să primim răspuns, dar un răspuns cu celeritate, nu în 30 de zile. Dacă puteți să-mi spuneți exact, deci la Codrii Neamțului, între școala 200 și... sau numărul 5B. Numărul 5B. Auziți, scrieți pe un grup sau să scrie pe chat acum. Transmiteți Mihailei Păcaru, pentru că ea este administrator la grupul la care și doamna Florii are acces și să-i transmită, da? Că nu prea s-a înțeles foarte exact. Da. Acestea fiind zise, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru activitatea de astăzi și închei ședința urându-vă tuturor să rămâneți sănătoși. La revedere! Mulțumim, la revedere! La revedere! Până la revedere! Mulțumim, la revedere! La revedere! La revedere tuturor!